Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la o nouă întâlnire cu Aurora. Tema emisiunii de astăzi este în căutarea Divinului. Noi suntem scânteie din focul divin. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar noi am uitat acest lucru. Am uitat și ne zbatem într-o serie de evenimente neplăcute, într-o serie de probleme pe care ni le creăm pe undeva singuri și ne zbatem în acest hățiș crezând că asta este lumea pe care o merităm. Aud de foarte multe ori spunând persoane diferite că probabil așa merită, că e vorba de o plată karmică, că poate au făcut cine știe ce lucruri rele și acum e nevoie să tragă din greu pentru a-și spăși păcatele. Au tot felul de persoane care doresc neapărat să facă tot felul de ritualuri ca să se curețe, ca să se echilibreze sau mai știu ce să facă, uitând că noi tot ce dorim avem deja, uitând că, de fapt, singurul lucru important în această lume este să redescoperim esența noastră divină. Când putem să-L ascultăm pe Dumnezeu? Nici într-un caz atunci când suntem tot timpul ocupați, mâniați, agitați, o stare de agitație continuă, o stare de disperare, o stare de nemulțumire, de frustrare, nu poate fi propice pentru a asculta vocea aceea mică pe care cu greu o poți desluși într-o mare de frământare care ne aduce aminte că suntem scânteie din focul divin. Este suficient să vă alegeți, măcar o dată pe zi, 10 minute în care să stați liniștiți, să puteți să lăsați spre voi toate gândurile care vă parazitează și metoda, deja o știți, respirați profund de 3 ori, iar atenția voastră să fie îndreptată asupra respirației. În felul acesta, orice fel de gânduri ați avea, ele vor pleca. Și această stare de liniște și de pace interioară se va extinde în tot corpul vostru și vă va reconecta la sursă. Spun marii maestri că e nevoie să meditați în fiecare zi, cel puțin 10 minute. Ce înseamnă a medita? Este exact ce v-am spus puțin mai devreme. Nu știu de ce s-a făcut din această meditație un lucru extraordinar, care ar trebui să fie numai pentru cei aleși. Nu, dragii mei, a medita înseamnă a te întoarce spre tine. Pentru că este important să-ți aduci aminte cine ești. Este important să faci în așa fel încât să te liniștești, ca toate lucrurile din exterior care te perturbă să dispară și măcar 10 minute într-o zi să poți să te gândești la tine. Ia întreabă-te, cine sunt eu? Întreabă-te de câte ori apare câte un gând din acesta care nu-ți dă pace, cine de fapt gândește? Cine de fapt vorbește? Cine de fapt dorește să faci acel lucru? Și ia întoarce-te din nou spre tine, spre esența ta. Esența ta este locul în care tu te simți bine. Acolo unde te simți bine, acolo este și Dumnezeu. Acolo este ceea ce tu cauți de fapt cu îndârjire în toată această viață, să fii fericit.
dar fericirea nu poate exista decât atunci când ești conectat la sursă, iar sursa este sursă universală de iubire și lumină, este Dumnezeu. Era o poveste foarte frumoasă la un moment dat pe net, unde cineva spunea: Doamne, ce se întâmplă că, uite, văd, mergem împreună pe plajă și se văd două urme de pași. Și la un moment dat nu mai rămâne decât una. De ce mă lași tocmai la greu când atunci ar trebui să fie alături de mine? Iar Dumnezeu îi răspunde: e doar o singură urmă de pași, pentru că acolo te-am purtat în brațe. Noi uităm de foarte multe ori că Dumnezeu, atunci când este foarte greu pentru noi, ne poartă în brațe. Sunt unele persoane care spun: da, dar uite, eu m-am rugat să mi se întâmple sau să se facă cu tare lucru, am cerut și nu mi s-a dat. Ați cerut și nu mi s-a dat, pentru că voi ați ales să credeți că e nevoie să vi se dea, când totul este deja în interiorul vostru, când totul aveți deja. Această conștientizare a lumii interioare este, de fapt, comunicarea cu divinitatea. În momentul în care vă întoarceți spre voi, în interiorul vostru, și nu vă mai uitați tot timpul în afara voastră, atâta timp cât voi căutați să găsiți soluții și ajutor în afară, atâta timp veți rătăci și veți fi mai departe de soluția problemelor cu care vă confruntați. Nu trebuie să faceți nimic, doar să deveniți liniștiți și mai conștienți de voi înși vă. Este, din păcate, o învățătură greșită, un sistem de gândire greșit, pe care l-am observat și la părinți și la societate și pe oriunde vă mai întâlniți cu profesori de toate genurile, care spun că în momentul în care nu știi ce să faci, trebuie să faci ceva, numai să faci. Că dacă nu faci nimic, te gândești numai la lucrul ăla și care nu-ți place și automat lucrurile nu fac decât să se încurce foarte tare. E adevărat că dacă te gândești numai la acel lucru care nu-ți place, îi dai puterea asupra ta. Dar soluția nu este să faci orice numai să treci peste acea situație. Soluția este să te liniștești, să te calmezi și să lași universul să facă ceea ce e nevoie pentru tine. Am întâlnit la un moment dat într-o carte ceva foarte frumos. Spune așa: atunci când ești pe drumul care trebuie, universul tot se concentrează și se mobilizează să te ajute să faci, să îndeplinești acel lucru sau să obții acel lucru. Să știți că de cele mai multe ori așa se întâmplă. Este suficient să lași universul să așeze lucrurile și întotdeauna să știți că le așează mult mai bine decât am putea noi să o facem vreodată. Într-o altă emisiune vă povesteam că era nevoie să merg, deci am ales eu într-o zi să merg la un concert. Nu găseam deloc taxiuri, eram încă la cabinet, rugasem și fetele de la recepție să caute taxi și bineînțeles că nu exista niciun taxi disponibil. Și atunci mi-am adus aminte că singurul mod corect pentru mine era să nu fac nimic. Țineți minte că vă povesteam eu că am avut un profesor, Stephen Gilligan, care povestea de fiecare dată că el are un cățel pe care îl cheamă Lucky și că atunci când lucrurile o iau razna, îl întreabă de fiecare dată pe Lucky: Guru Lucky, ce să fac? Iar Guru Lucky răspundea: ham, adică nimic. Deci mi-am adus aminte că în situațiile pe care nu le pot descurca singură, e nevoie să nu fac nimic.
Și exact asta am făcut. M-am liniștit, m-am calmat și am zis, ok, hai să vedem ce se va întâmpla. Și încă o dată, Universul mi-a arătat că este cel mai bun regizor și cel mai performant profesor și executant. N-am făcut nimic și ce credeți că se întâmplă? A coborât o pacientă de-a mea și m-a întrebat ce fac. I-am spus că vreau să ajung la conservator la un spectacol, că n-am cum, că nu găsesc niciun taxi. Și m-a întrebat dacă nu doresc să mă ducă pentru că are drumul încolo. Deci prima bilă albă pe care o primeam de la Univers. Îmi arăta că există și o față bună a lucrurilor. Tot atunci a apărut o altă pacientă de-a mea care avea flori. Și auzind discuția dintre noi două, a zis, dar nu doriți să duceți cuiva flori acolo dacă mergeți la concert? Și am zis, ba da, mi-aș fi dorit, dar nu puteam să merg și cu bastonul și cu florile. La care ea zice, acum nu e o problemă, pentru că doamna o să vă ducă, o să vă ducă și florile și veți putea, da, o veți putea oferi florile celor care cântă. Deci, oricât m-aș fi gândit eu, nu aș fi fost capabilă să reușesc să organizez în așa fel lucrurile încât să merg, să ajung și la timp și să fiu și cu flori pentru cei care cântau. Între altele, să știți, concertul a fost superb. Deci chiar a fost superb. A fost o melodie, o piesă, pentru că era Lacrimă de Rachmaninov, care mi-a încântat sufletul. Cei doi care cântau erau studenți în ultimul an, soț și soție, și interesant este că îi cunoșteam bine, pentru că îmi fuseseră și elevi, și Ana și Marius îi cunoșteam. Ana era vulcanică, căutătoare, doritoare de a experimenta, iar Marius era mai calm, mai liniștit. Și muzica lor era la fel. Cântau pe un singur pian, la două perechi de mâini și de sub degetele mari, de sub degetele Anei se ridica o muzică învâltoare, o muzică care cerea, care căuta, care dorea, care aspira către ceva, iar muzica care se năștea sub degetele lui Marius era blândă, calmă, ocrotitoare, ca și cum i-ar fi zis, sunt aici, lângă tine, totul va fi bine și totul se va așeza, pentru că eu sunt aici să-ți asigur ție zborul. Deci, dragii mei, de cele mai multe ori, pacea și liniștea interioară este ceea ce ne apropie de Dumnezeu, este conectarea la sursă. Vă spuneam și altă dată, prin starea de bine pe care noi o inducem în interiorul nostru, prin acea stare de bine permanentă, ne conectăm la sursă și la divinitate. Singurul lucru care vi se cere este doar să fiți. Știu că poate în momentul în care vorbim despre acest mod de a privi lucrurile, poate că nu înțelegeți ce înseamnă acest doar să fiți. Pentru că multe dintre persoanele pe care le cunosc spun că preferă să trăiască 3 ani lei decât 10 ani miei. Și că preferă să treacă prin tot felul de experiențe care să le zguduie, să le facă să simtă că trăiesc. Dar oare asta este ceea ce doriți cu adevărat? Să trăiți viața într-un fel ca în dinți de fierăstrău, când să fiți foarte sus și pe urmă foarte jos și odată să fiți foarte fericiți, care înseamnă de fapt tot un dezechilibru, după care să urmeze în mod cert o mare nefericire? Dacă asta vă doriți, puteți, normal, să alegeți și așa ceva.
Am întâlnit însă și persoane care nu reușesc să iasă din cercul lor de nefericire. Discutând cu preot, cu preoții în general, ei susțin că în momentul în care intri în depresie, este cel mai urât lucru și cel mai rău păcat. Pentru că disprețuiești darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Pentru că în loc să vezi care-i frumusețea scânteii divine care se află în tine, în ceilalți și în tot ce este pe acest pământ, tu îți concentrezi atenția numai pe lucruri și pe evenimente negative. E adevărat că în momentul în care te uiți după rău, atragi răul. E în firea lucrurilor și exact așa acționează legea atracției. O întrebam pe o doamnă cui folosește dacă nu vrea să iasă din acel cerc vicios al răului, al suferinței. Nimănui. De obicei, în momentul în care începem să ne concentrăm pe lucrurile neplăcute din viața noastră, este aproape inevitabil să devenim din ce în ce mai neputincioși și să devenim poveri pentru cei din jurul nostru. Dacă asta vă doriți, e ok, dar uitați-vă că nimeni nu găsește soluție la nimic atâta timp cât se află într-o stare din asta negativă, cu un sentiment negativ care îl apasă. Nimeni nu găsește soluția atâta timp cât este agitat, nemulțumit, frustrat sau mânios. Soluția vine întotdeauna când ne calmăm, când începem să simțim liniștea aceea și pacea interioară. E semn că ne reconectăm la sursă și atunci lucrurile redevin bune pentru noi. Concentrați-vă atenția pe ceea ce aveți de făcut în acel moment. Concentrați-vă atenția pe aici și acum. Pentru că, vă spuneam și altă dată, aici și acum este modul de manifestare. Manifestarea în 3D, așa se face, prin aducerea atenției asupra ceea ce doriți să rezolvați, să atingeți, să formați. Pentru că atunci există cu adevărat acea posibilitate de a mișca lucrurile. Manifestarea, aduceți-vă aminte, se face numai aici și acum. Și dacă aici și acum voi aveți o stare neplăcută, ceea ce veți manifesta va fi un lucru neplăcut. Chiar dacă voi vă aduceți aminte din trecut sau proiectați asupra a ceva din viitor care voi spuneți că e bun și spuneți cum de eu mă gândesc la un lucru care o să fie extraordinar de plăcut data viitoare, peste 3 zile, peste 7 zile și eu totuși primesc rău. De ce? Pentru că voi proiectați ce o să faceți altă dată, dar acum vă concentrați pe un lucru care nu-l aveați sau care nu-l puteați face și voi spuneați nu pot să fac acum, o să fac altă dată. Dar altă dată nu mai poți să faci, pentru că manifestarea se face aici și acum. Și atunci când tu spui nu pot, nu sunt capabil, acel lucru îl trimiți Universului și el îți întoarce răspunsul după ceea ce trimiți. Mai era o persoană care spunea că ea întâi trebuie să primească și după aceea o să se simtă bine și o să și dea. Să știți că lucrurile nu merg așa. Nu merg pentru că Universul întoarce doar ce primește. Dacă voi trimiteți iubire spre Univers, veți primi iubire. Dacă trimiteți uscăciunea inimii, exact asta veți primi. Pentru că de unde nu e nimeni, nu poate să ceară. Nici Dumnezeu nu cere. Observați doar ce se întâmplă aici și acum.
Această stare de observator este cea mai potrivită, indiferent de situația în care vă aflați. Ați constatat și odată că atunci când e vorba de altcineva, nu de voi, puteți judeca lucrurile foarte calm, foarte limpede, iar soluția pe care o găsiți este exact ceea ce trebuie să fie. În momentul în care deveniți implicați, începeți să credeți că sunteți una cu gândurile care se derulează prin capul vostru, că e nevoie să vă comparați cu alții sau că vouă vi se întâmplă, numai vouă vi se întâmplă, automat lucrurile derapează. Și e normal să derapeze, pentru că atunci atenția voastră este îndreptată spre cei trei sabotori care au tot interesul ca din când în când, după ce i-ați hrănit bine, să își aducă aminte că iar mai au nevoie de mâncare și vă transformă în mâncare energetică. Deci, fiți observator. Nu este ușor, poate este cel mai greu lucru pe care îl puteți face, să stați la masa tratativelor cu voi înșivă. Este însă un început prin acele trei respirații profunde, pentru că în momentul în care ați respirat și bineînțeles că atenția voastră s-a concentrat pe respirație, automat lucrurile încep să se îndrepte, pentru că mintea se golește de gânduri și lasă intuiția să vă dea toate informațiile de care aveți nevoie, fără să pară că are toate informațiile care sunt necesare într-o asemenea situație. Intuiția însă funcționează altfel, pentru că ea este legată direct de respirație și, bineînțeles, de Dumnezeu. Gândurile și sentimentele negative vă pot tulbura liniștea. Din această cauză, este nevoie să lăsați mintea în repaus. Este nevoie ca de-a lungul timpului să vă puteți concentra atenția pe ceea ce puteți să faceți cu toată ființa voastră și cu plăcere. Vă spuneam și altă dată, trebuie să dispară. Pentru că de fiecare dată când vă puneți bucățica aia de zahăr, care este importantă, veți găsi de fiecare dată o soluție, o variantă care să vă ajute să faceți un lucru care socotiți că este necesar sub o altă formă sau un alt format. Și atunci o să vedeți că lucrurile se îndreaptă. Important este doar să fiți aici și acum. Nu faceți altceva, nu vă mutați atenția pe altceva, ci lăsați ca simplu fapt de a fi aici și acum să se transforme într-o stare naturală pe care o aveți. Această stare creează pacea și liniștea de care aveți nevoie. Atunci când aveți această liniște, orice se întâmplă în corpul vostru este suficient să deveniți observator a ceea ce se întâmplă, pentru că el vă va da indicații care o să vă fie de folos pentru tot ce vine spre voi din afară. Acel îndrumar de care aveți nevoie se află în interiorul vostru. Ghidul perfect pentru voi este în interiorul și nu în exteriorul vostru. Și nu uitați că nimeni nu poate să știe mai bine decât voi ce e bine și ce e mai puțin bine pentru voi. Dragii mei, vom lua o scurtă pauză, după care vom continua cu această căutare a divinității. Este caragios faptul că noi căutăm ceea ce există deja în noi,
ceea ce avem deja. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră. Și pun torsorul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă. Și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torsorul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul într-adevăr care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară. Suntem deja în direct, dragii mei. Și să ne întoarcem la ceea ce discutam, la acea căutare a esenței divine. Spuneam că este cel mai ușor să vă conectați la liniște, pentru că atunci când sunteți liniștiți, atunci conexiunea cu sursa divină se face și puteți obține toate răspunsurile de care aveți nevoie. Important este să înțelegeți că este un sentiment natural a fi, a exista în corp, pe liniște. Care este sensul lui eu sunt? Întrebați-vă de fiecare dată ce înseamnă acest eu sunt. Ce înseamnă să existați acolo unde sunteți? Că pare a veni de nicăieri și nici nu este de fapt să vină de undeva, pentru că eu sunt vine deja de aici. Vă spuneam că toate răspunsurile la întrebările voastre sunt deja în interiorul vostru. La un moment dat, la un curs pe care l-am făcut la doctorul Coldea, era o concentrare a atenției pe cervicală, care spunea că în momentul în care te gândești la această vertebră și o faci să strălucească, poți să vezi sau să ți se pară așa că vine spre tine răspunsul la întrebarea care ai nevoie sau ce nu vrei să vezi sau ce nu poți să vezi. Este interesant că făcând acest lucru, efectiv am văzut în fața ochilor un ecran. Iar pe ecranul acesta mental scria cu litere de foc de ce cauți răspunsuri în afara ta când ele se găsesc în interior. Credeți-mă că este exact ceea ce aveți nevoie fiecare. Voi știți deja anumite lucruri. Numai că majoritatea dintre voi, datorită celor 3 sabotori, preferă să nu vadă lucrurile în lumina reală. Preferă să ignore ceea ce le spune interiorul lor, preferă să
găsească cu ajutorul minții tot felul de scuze, acuze și tot felul de interpretări care nu sunt cu nimic reale. Spuneți-vă, eu sunt. Spuneți-vă că voi nu aparțineți nici trecutului, nici viitorului și că sunteți, de fapt, în prezent. Eu sunt. Eu sunt este esența voastră. Rămânând mai mult acolo, în interiorul vostru, este important să analizați ce simțiți, nu ce gândiți. Pentru că toate gândurile vin de la minte, iar ele, de obicei, sunt mai mult negative decât pozitive. Sunt, de obicei, derapante. Nu sunt cu niciun fel să vă ajute. Pe când atunci când simțiți, simțirea este legată direct cu respirația și cu intuiția. Este legată cu dumnezeirea. Și atunci, ceea ce vine spre voi nu are nevoie de niciun fel de informații care să le primiți din altă parte, pentru că totul se află deja în voi. Dacă sunteți atenți la ce se întâmplă în interiorul vostru, veți simți, de exemplu, dacă stați de vorbă cu unul dintre organe sau cu o parte din voi care are nevoie de ajutor, veți simți o ușoară furnicătură, o ușoară apăsare. Să știți că de fiecare dată mintea spune nu e real. Nu e real. Nu cumva să te ridici ca balonul pe tavan și să începi să crezi lucruri care sunt doar în imaginația ta. Dragii mei, ceea ce am constatat de-a lungul timpului este că imaginația este unul dintre cele mai puternice instrumente care ne ajută să ne simțim bine. Prin imaginație putem lucra cu orice și oricine. Copiii nu au handicapul pe care îl avem noi adulții. Pentru că lor, dacă le spui poți vorbi cu mâna ta, ei chiar vorbesc. Am stat și m-am amuzat cu un puștulică de 5 ani care vorbea cu degetele și le întreba pe fiecare dacă se simt bine, dacă au nevoie de ajutor și cum unul dintre ei degete fusese lovit, el spunea, uite-te, ce vrei tu, degetuțule, să fac eu pentru tine? Iar răspunsul pe care l-a primit în mintea lui a fost cel corect. Noi, adulții, în urma unui proces îndelungat în care ni se tot spune de cei din apropierea noastră, de cei din jur, că imaginația nu-i bună, că o luăm razna, că ne urcăm pe pereți, că ajungem nu știu pe unde, într-un institut de sănătate sau mentală sau mai știu pe unde, ajungem să uităm că putem face anumite lucruri cu ajutorul imaginației. Există un filmuleț pe YouTube pe care l-a postat un fizician arab, Secretul din spatele materiei. Iar el arăta acolo că în momentul în care suntem conectați la un calculator, iar creierul primește informații ca și cum ar primi de la organele de simț, cele 5 pe care le cunoaștem, chiar corpul nostru este convins că toate acele senzații sunt colectate dintr-o grădină, de exemplu, și crede că se află în mijlocul unei grădini. Aduceți-vă aminte că există efectul placebo și că atunci când îi comandăm minții noastre că acel pahar cu apă și cu zahăr este un medicament miraculos, noi chiar
reacționăm ca și cum ar fi adevărat. Vreau să înțelegeți că atunci când nu ne concentrăm, de exemplu, pe un lucru care este foarte complicat pentru noi și foarte greu de depășit, vreau să înțelegem că detașarea de acel lucru sau situație ne ajută să-l depășim. Atunci când nu ne place o situație sau când ne face să suferim, este suficient să ne preocupăm de lucruri care ne plac. Și atunci corpul nostru va găsi soluțiile și resursele ca să rezolve de la sine acea problemă. Este acea scânteie de divinitate care ne ajută să putem face orice e bine pentru noi. Bineînțeles, e vorba de binele nostru cel mai înalt. Vă spuneam că Universul sau Dumnezeu vă ajută de fiecare dată când aveți nevoie. Și în felul în care aveți nevoie, dar nu cum credeți voi, pentru că majoritatea oamenilor au această dorință de a controla. Au senzația că se simt mai în siguranță dacă ei sunt cei care stabilesc etapele, care stabilesc persoanele. Dragii mei, de fiecare dată, dacă veți fi atenți, veți constata că nimic nu poate fi controlat. Iar că atunci când lăsăm Universul să se ocupe de ceea ce nu putem noi face, lucrurile se îndreaptă de la sine. Vedeți, aici, bineînțeles că intervine mintea și spune așa, deci nu trebuie să fac nimic, trebuie să stau cu mâinile în sân și să las Universul să facă. Dragii mei, nu merge așa. E nevoie să faceți tot ce puteți voi face pentru a rezolva problema respectivă. Și numai atunci când nu puteți face, numai atunci când nu înțelegeți de fapt ce se întâmplă, doar atunci să lăsați Universul, pentru că El va face cel mai bun lucru cu putință pentru voi. Dacă simțiți oboseală, corpul vostru vă spune că ați tras prea mult pe voi înșivă. Vă spune că aveți nevoie de o perioadă de relaxare, de liniște, ca să puteți funcționa din nou bine. Am constatat și nu odată că cele mai multe stări negative, cele mai multe derapaje apar dacă nu vă odihniți cum trebuie, dacă nu mâncați la timp. Deci voi e nevoie să aveți grijă de corpul vostru, care este de fapt un vehicul pentru sufletelul vostru. Dacă voi nu vă îngrijiți casa sufletului, sufletul nu prea are chef să stea acolo. Am văzut mai de mult un film pe YouTube care era postat de ruși, unde se arăta efectiv cum ieșea dintr-o persoană ceva ca un abur, păstrat așa pe legătură cu corpul de un fir subțire, firul acela de argint probabil de care se tot povestea, și care s-a așezat alături de corp și a stat acolo până când probabil omul respectiv s-a liniștit, s-a calmat, deci a făcut curățenie în casă și atunci acea umbră, acel abur a venit înapoi în corp. Să știți că am văzut de multe ori lucruri care par incredibile, dar pe care oamenii pot să le facă, cu condiția să creadă că pot să le facă. De obicei, cei care se conectează la sursă și la îndumnezeire, la divinitate, pot face lucruri incredibile. Poate țineți minte de povestea aceea de carte a Colipa unchiului Tom. La un moment dat acolo era o negresă care fugise să-și salveze copilul de robie, de sclavie, și a fost obligată să treacă, ca să scape de urmăritori, peste un râu care se dezgheța și se topea sub picioarele ei. Și oricât ar fi părut de miraculos modul ei de a alerga, a reușit să ajungă
dincolo la amal. Aceasta este scânteia de divinitate care ne ajută să facem miracole. Important este să aveți atitudinea potrivită și să nu vă temeți să spuneți de fiecare dată când nu reușiți să faceți ceva, nu pot încă, nu știu încă. Nu vă gândiți niciodată că este o etichetă cu care veți muri, care e pusă acolo pe voi, pe fruntea voastră, și că veți fi întotdeauna fiul ploii, cel care nu e în stare de nimic, pentru că voi nu puteți fi acea ființă fără niciun fel de calități. De vreme ce sunteți creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, voi sunteți perfecți. Doar uitați că sunteți perfecți și vă luați după minte, după cei trei sabotori, minte, ego și sine fals, și începeți să credeți că ceea ce vi se întâmplă o meritați sau nu meritați, și credeți că sunteți obligați să treceți sau să îndurați toate acele lucruri care sunt negative. E important să vă aduceți aminte să trăiți doar aici și acum. Să vă iertați pe voi, să iertați pe ceilalți, să fiți toleranți și aduceți-vă aminte că singurul lucru care vi-l cere Dumnezeu este să existe pace pe întreg pământul. E loc pentru toată lumea, spune Dumnezeu. Este pentru fiecare locușorul lui, fiecare are loc, nu e nevoie să dea pe nimeni deoparte, iar noi aici pe pământ suntem interconectați. Orice lucru pe care îl faceți sau îl gândiți, fără să știți sau știți, nu are importanță, îi afectează și pe toți ceilalți. Este vorba de efectul de libelulă, de care poate că ați auzit. O libelulă dă din aripi într-un colț al globului și în altă parte, ca urmare, ca efect, un bloc se surpă. Dragii mei, orice imagine vă vine în minte, vreau să înțelegeți că nu vă poate afecta. Deci în momentul în care voi derulați situația în care vă aflați, priviți-o ca și cum ar fi vorba de ceva de la televizor sau un film care rulează pe un ecran. Țineți minte că discutam și altă dată, pe ecran e doar un film, iar cei din sală, să spunem 10 la număr, văd 10 filme. Aduceți-vă aminte de fiecare dată de acest lucru, de această atitudine pe care e necesar să o aveți. Atunci când vă gândiți și analizați o situație, priviți-o ca și cum ați fi un simplu observator, un simplu spectator. Dacă nu vă place, trimiteți filmul pe ecran cât mai depărtat, în alb-negru. Dacă vă place, aduceți filmul să ruleze pe un ecran apropiat de voi și color. Și atunci toate lucrurile vor fi în cu totul altă, lumină. O să vedeți ce lucruri pot să apară. Este bine să nu păstrați nicio idee despre ceea ce face să vă simțiți nu foarte bine. Nu păstrați nimic din ceea ce vă poate deranja, ce vă poate tulbura, ci concentrați-vă de fiecare dată atenția peste lucrurile, spre lucrurile care vă fac inima să cânte. Întrebați-vă de fiecare dată cine este cel care acționează. Cine este cel care gândește?
cine este cel care observă? Și spuneți-vă de fiecare dată, eu sunt cel ce sunt. E important să înțelegeți cine sunteți cu adevărat. Eu la cabinet și la cursuri lucrez cu deschiderea celui de-al treilea ochi și cu chemarea ghidului de serviciu. În momentul în care s-a făcut, deci după momentul în care s-a făcut deschiderea celui de-al treilea ochi, eu rog pe fiecare cursant să stea puțin liniștit și să simtă, chemând acel ghidul care e de serviciu, să simtă ceva. Majoritatea oamenilor au impresia că trebuie să întâmple așa, un fel de descărcare de nori, să îi trăznească, să se aprindă lumini, să fie cine știe ce acolo, să îi scuture, să îi dea cu capul de toți pereții. De obicei apare doar ca ceva ca o boare, ceva ca o mângâiere ușoară. O atingere undeva pe față, pe frunte, semn că putem deja să vorbim. Ei, interesant este că nu are nicio importanță dacă este doar imaginație sau dacă doar se întâmplă. Poate că vorbim noi cu noi, nici nu are importanță, dar răspunsurile care vin într-o asemenea stare sunt întotdeauna corecte și verificabile. Noi facem de multe ori lucruri împotriva noastră. Noi credem că ceea ce se întâmplă nu se întâmplă. Noi aruncăm de obicei copilul odată cu apa murdară din cădiță. E nevoie să înțelegem că tot ce avem nevoie există deja în interiorul nostru și că singurul mod de a accesa acele informații este să ne liniștim, să respirăm adânc de 3 ori, să spunem minte liniștită, inimă deschisă, relaxare profundă acum și după aceea să punem întrebarea. Răspunsul va veni de fiecare dată dacă vă dați voie să auziți și să trăiți această experiență. Nu e nevoie să mă credeți pe cuvânt. Exersați și experimentați aceste lucruri. O să vedeți că e mult mai ușoară viața voastră atunci când vă conectați la sursă. Iar modul în care se face această conectare este liniștea pe care o instaurați și pacea deplină în interiorul vostru. Respirați adânc de 3 ori și lăsați mintea să tacă și vă conectați la respirație, la intuiție și, bineînțeles, la divinitate. Lăsați să se desfășoare lucrurile după capul lor. Nu căutați să interveniți ca să schimbați ceea ce nu vă place imediat atunci. Dacă vreți, schimbați-vă pe voi. Interesant era că, discutând, de exemplu, despre modul în care se spuneau, de exemplu, doamnele veneau la mine și spuneau că atunci când au, de exemplu, în viața lor un bărbat care le creează probleme, întrebau ele ce anume să facă. Și că răspunsul pe care îl dădea mintea era ori să scape de bărbatul respectiv, ori să nu mai iubească, să nu se mai îndrăgostească. Eu i-am întrebat pe îngerași, pe ghizi, și ei mi-au zis mai bine să se schimbe ele. Și, de fapt, asta era soluția corectă și ar fi ajuns singure la acest răspuns dacă s-ar fi liniștit, s-ar fi calmat și ar fi întrebat. Pentru că se putea ca bărbatul respectiv, într-adevăr, să facă niște lucruri care să le creeze lor neplăceri, dar putea tot așa de bine să facă ceva care să le aducă lor aminte de niște răni trecute. Și atunci le încărcau prezentul cu acele situații care erau aberante în trecut și credeau că vor urma
următorii pași care vor fi din ce în ce mai rău, se vor desfășura din ce în ce mai rău, pentru ca să semene cu ceva din trecutul lor. Dar poate că era doar o coincidență. Și atunci această debarcare a bărbatului respectiv nu era necesară. Dacă hotărau să își închidă inima, de obicei, în momentul în care nu mai iubești, nu e vorba de iubirea bărbat-femeie, ci de iubire în general. Deci dacă nu mai iubești nimic, măcar un animăluț, o plantă sau mai știu ce, inima ta se închide, pui tot felul de zăvoare și urmarea este, efectul, este îmbolnăvirea de inimă. Deci pot să apară palpitații, pot să apară tot felul de probleme pe care vi le faceți singuri, crezând că vă protejați. Deci, de fiecare dată, este bine să vă spuneți: eu sunt cel ce sunt. Și să căutați, să înțelegeți care este sensul lui eu sunt. Dincolo de noțiunea de a fi, apare sentimentul că sunteți aici și acum. Nu e nimic de căutat. Nu e nimic de explicat. Este suficient doar să înțelegi că nu e nimic de rezolvat, că nu este nimic de îndreptat, ci doar să fiți. Se pare că timpul care ne-a fost acordat pentru această emisiune a trecut și vreau să înțelegeți și să spuneți de fapt de fiecare dată: eu sunt aici și acum. Eu doar sunt. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția voastră. Rămâne să ne vedem data viitoare cu o nouă temă. Și până atunci, spuneți-vă: eu sunt cel ce sunt. Este unul dintre numele divinității. Mulțumesc pentru atenția voastră. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privința, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e, și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. Acum, adică n-am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.